Ce o să-i mai facem? Mai trebuie completat cu apă ceva? Nu cu apă. Ceva foarte special. A, deci urmează, hai că vedem. Nu o spunem acum. E ingredient secret, da? De data aceasta vă salutăm și bine v-am găsit la un nou vlog. Pentru că sunt împreună cu prietenul meu, Badea. O parte din voi poate îl cunoașteți pentru că el m-a ajutat să filmez vlogul acela mare de 3 părți. Apropo de acel vlog, mulțumesc foarte mult pentru feedback-ul foarte, foarte pozitiv. Foarte mulți m-ați întrebat dacă urmează și partea a patra. Din păcate, partea a patra nu urmează pentru că oricum a fost destul de lung, în 3 părți. Dacă în ultima perioadă v-am tot prezentat vloguri numai din fermă și numai cu și despre animale, am zis că trebuie să încercăm și ceva nou și astăzi eu împreună cu prietenul meu Badea, de fapt mai mult el, pentru că aici fac o mică paranteză, așa cum am spus-o și în prima parte a vlogului în care am prezentat ferma, el are un canal de YouTube în devenire și de ce și-a făcut acest canal de YouTube? Este mega pasionat de arta culinară, să zic, de gătit, face niște rețete senzaționale. El e băiatul din grupul, prietenul din grupul nostru de prieteni, care este bucătarul. Când ne adunăm la cât un chef sau cât un, nu știu, o petrecere, el pică treaba cu gătitul. Așadar, cei care doriți să vedeți rețetele lui Badea, puteți să intrați pe canalul dânsului. Eu o să las și în descriere linkul canalului său. Și haideți să-l ajutăm să facă și el 1000 de abonați, care are vreo 200, parcă, sau ceva de genul. Haideți să ne spună domnul bucătar șef Gabi Badea, ce o să gătim astăzi. Eu deja aș mânca așa, deci eu uite și aici. Păi azi facem ceva din zona noastră, din zona, să zic așa, Drajna-Văleni, o tochitură tradițională, să zic așa, cum făceam noi la stână verile când mergeam la munte cu oile. Stăteam acolo zile întregi și, na, preparam una alta. O mâncare adevărată. Aici avem niște cârnați amestec, oaie cu porc, sunt făcuți de mine personal, carnea de porc afumată. Avem aici și niște costițe, pentru că astea trebuie să fie nelipsite în rețeta noastră, din zona noastră, a tochiturii pe care urmează să o facem, mai mult el. Și bineînțeles, șuncă. Știi și asta, șunca, slănina. Să nu mai supărăm pe nimeni, slănina. Gata, nu o să ce slănină. Astăzi este slănină. Bun, hai să dăm drumul la treabă. Înainte de toate, să avem tupeu și curaj. Și de toate. Doamne ajută tuturor. Sănătate multă. Puțin, nu mult. Să reușim să terminăm rețeta. Doamne ajută, hai să ne apucăm de treabă. Haide, șef Gabriel, cu ce începem? Pregătim cărnații. Îi facem un pic mai mici, nu foarte mici, cât să simțim că mâncăm ceva. Ia fii atent, și acum eu te întreb o treabă. Poate ei vor fi interesați. Are vreo importanță? Bine, eu știu, dar întreb așa. Are vreo importanță dacă sunt afumați sau neafumați? Ăștia de aici sunt afumați. Normal că are. Acum depinde fiecare și cum vrea să iasă tochitura. Pentru că... Dar un pic afumați îi dă un gust senzațional. E ceva deosebit față de cărnații proaspeți. Și mai ales că ei, dacă sunt proaspeți, se vor desface în tochitură. Da, exact. Bun, următoarea etapă. Un pic de ceapă. Să tocăm. Vezi să călește ceapă. Da. Două cepe mari. Dar butoiul ăsta aici ce e în el? Ce... Acolo e magie. E un strop de magie. Ca să putem să gătim, trebuie un pic de benzină, un pic de... O aromă plăcută. Dar ceva foarte bun. Vechi, vechi. Vreo 12 ani. Ia uși ce bag aici, vezi? Are tirași ca lumea, are coș mare. Are... E, dacă e făcută cum trebuie, îți dai seama. Ca în orice rețetă, la urmă de tot, bine, noi suntem la început. Dar există anumite etape ale rețetei respective când bucătarul șef, adică eu, dă gustul mâncării. Iar eu trebuie să încep această rețetă. Și cu ce începe mai bine? Uitați, noi nu folosim ulei vegetal, doar unturică. Auzim o spreială. Doamne, cum miroase.
Stăm un pic să-i dăm față la, la carne și la cărnați. După punem ceapa. După aceea punem ceapa. Mulți ar spune să facă invers, dar nu. Întâi dăm față la carne și la cărnați. Foarte puțin, nu mult. Ea explică de ce e bine să... Dăm un pic de față. Să iasă culoarea aceea maronie. Și să nu, să nu moaie foarte tare la suprafață. Carnea așa o să fie un pic crocantă la exterior, dar foarte fragedă și moale la interior. Se pune și ceapa acum. A mai rămas. Lăsăm carnea un pic să facă nuntură. Am pus și ceapa să o caramelizăm un pic. Și o lăsăm să facă până ne hotărâm noi să ne reîntoarcem la ea. Dacă au un termen așa oarecum orientativ? O lăsăm cam 10 minute, că ea se face repede, ceapa se face imediat. După aceea, surpriză. Ce o să-i mai facem? Mai trebuie completat cu apă ceva? Nu cu apă. Ceva foarte special. Deci urmează, hai că vedem. Când... Nu o spunem acum. E ingredient secret, da? Acum lăsăm focul mai mic. Să ardă așa, mă, mic. Să lăsăm carnea să facă cum trebuie și înăuntru, să prăgezească. Oricum toată lumea știe că o mâncare pe tine la un foc bognit. E cum se făcea și înainte. Cum făceam noi pe munte? Lăsam și 3-4 ore să facă carnea. Și cum ieșea? Ce gust avea? Și acum urmează ingredientul secret, a? Acest pahar de vin e al doilea de fapt. Îi dăm un pic să bea. Deci punem două pahare de vin. Cam așa ar trebui să arate. Să acoperim toată carnea și o lăsăm la foc mic să fiarbă ea aici. Cam cât timp? Până scade. Trebuie să scadă tot, să facă un sos aici. Să scadă toată zeama. Și acum se va face și ceapa și mai bine carnea pătrunde foarte bine și îi dă o aromă și un gust foarte, foarte bun. Bun, așteptăm aroma și gustul. Vedem la sfârșit ce iese. N-are, cred că mănânc și tu. Păi, știi că am mai făcut așa. Da. E rețeta noastră. Bun, până... Acum, badea, până să fierbe acolo, mai degustăm și noi ceva. Acum bem un pic de apă. Și... apă dură. Revenim. Prieten, tochitura noastră se apropie de final. Mai trebuie să o lăsăm puțin, dar mai avem ceva de adăugat. Și după o să vină partea cea mai așteptată, cel puțin de mine. Abia aștept să mănânc. Ia zi, badea. Ce mai punem acum? Mai punem usturoiul. Și cu niște sare punem usturoi după gust, plac, după da, gust. Cum... Dar ar trebui să punem un pic mai mult. Mai ales în perioada asta plină de gripă, de răceală și de toate cu problemele. Vine astenia de primăvară. Da, trecerile acestea. Da. E destul de indicat. Mai ales că e, pot să-i spun că e o plantă, să zic așa, minune. Dă și un gust foarte, foarte bun. Usturoiul pune mai spre final. Mulți spun că îi dă un gust amar mâncării, dar eu am încercat, sincer să vă zic, și nu e adevărat. Doar să nu-l arzi, că dacă l-ai ars, ai stricat toată rețeta. Nu, da, da. Ca și untul, dacă îl arzi iarăși, strici totul. Lăsăm așa iar la foc mic, să facă și usturoiul și după aceea... Momentul mult așteptat. Aoleu, mie nu. Să facem și aștept. Și mămăliga. Acum miroase. Prieteni, ne apropiem de sfârșitul vlogului. Sper că a stat alături de noi până acum. Acum pe final, știți că eu cei mai bun las la sfârșit, vreau să-i adresez două întrebări domnului bucătar Gabi Badea, în devenire, pentru că el nu e profesionist. Face treaba aceasta din pasiune. Pasiune, pură plăcere. Bun domnul bucătar,
prima întrebare, da? Vezi că ești la interogatoriu și trebuie să fii sincer. Atent. Și sincer. Ce te întreb. Știi foarte bine ce vreau să te întreb, că noi am vorbit mai devreme, acum ai totul regizat. Da. De unde e pasiunea asta pentru gătit? Că mereu m-am întrebat și de fiecare dată te întreb, de când te-am cunoscut, cred că dacă ai putea, numai cu capul într-un tuce ai stă. Să știi că e adevărat, îmi place foarte mult și nu o să dau răspunsul ăla că de mic copil, că m-am născut cu lingura în mână. Nu. Da, răspunsul ăla. Știi că ne-am văzut, cred că mai mult în facultate și găteam... Aolo, ce dor mi era de momentele când veneam și găseam masa pusă. Îmi plăcea să fac rețete, să... Când eram mai mic, să mă prosteam și din ce în ce mai mult, la petreceri, la un munte, la un tuci, ai văzut că am început să fac eu din ce în ce mai des. Tu, bine, tu faci tot felul de rețete și mai ales dulciuri, da, eu nu sunt cu dulcele. Cu alea m-am lansat, să zic așa. Da, eu nu sunt cu dulcele, dar ceea ce trebuie să afle prietenii noștri pe YouTube e faptul că tu ești axat oarecum pe rețete tradiționale și încerci, eu de asta am și făcut acest vlog, pentru că ei știu că mie îmi place tot ceea ce înseamnă tradițional și apreciez pe cei, lăsând la o parte faptul că suntem prieteni de câțiva ani de zile, dar știi tu cine să aseamnă să adună? Da, asta așa, îți dai seama. Eu apreciez pe toți care încearcă să ducă tradițiile mai departe și rețetele noastre culinare, obiceiuri și așa mai departe, știi? Da, avem niște rețete și obiceiuri pentru frumoase. Pentru că știi, uite ce se întâmplă în ziua de azi, toți mergem la restaurant, căfiță, că nu știu ce, îți aranjează frumos în farfurie, da, nebunie, da. Dar gustul... Nu o să compar nici, deci mai ce. Am avut ocazia și plăcerea și dacă nu mă înșel, chiar amândoi am fost, știi când am fost la meciul Steaua cu... Da, da. Am fost la domnul Becali sus. Știu atunci. Și ce, deci ce, cum arătau... Am în facultate, amândoi. N-am putut să mâncăm nimic de acolo. Pentru că nu erau, deci nu aveau gust. Are alt gust, să zic așa, ca să nu fii mai răi. Nu o să compară cu ceva și tu acasă, la un tuci, un ceaun. Niciodată, niciodată. N-are cum. Și din păcate rețetele se pierd, pentru uite, stăteam cu cineva de vorbă în legătură cu pastram. Okay. Ah, da. Mă sună și îmi spune un șef bucătar din București. Mi-a cerut numărul pe Facebook și m-a sunat. Și spune felul următor, m-a luat și direct. Zice, băi Adrian, zice, am văzut vlogul tău în care ai prezentat rețeta de pastram. Bă, da, tu știi că nu se face așa. Eu nu l-am cunoscut, n-ați dai seama că n-am stat să caut să văd exact ce se întâmplă. I-am dat numărul omului că mi l-a cerut. Da. Și după... Și după ce am discutat mai multe chestii, el îmi prezenta rețeta lui cu vin, bere, ce îi pune el acolo, 50.000 de condimente și așa mai departe. Și susținea că aceea e rețeta originală de pastramă tradițională. Și am spus, băi nene, ciobanii înainte, acum nu 50 de ani, 100 de ani, 200 de ani. De când e poporul ăsta român, că suntem un neam de păstori, am mai spus-o și repet, ăla își tăia, sacrifica animalul, își lua carnea, după ea o scoteai, dădea sare, poate și puțin cimbru, dacă l-avea, dacă nu dă sare. Îl punea pe măgar, în traistă, și el mergea până zăpadă, până la brâu, tot timpul scotea de acolo o bucată și tăia. Aia e rețeta tradițională de pastram. Foarte mulți nu vor să înțeleagă treaba asta. Și din păcate exact ce se întâmplă și cu mâncările noastre tradiționale, oamenii au luat o razna, știi, și încerc, ușor, ușor se vor pierde toate. De asta spun că eu apreciez foarte mult și știi foarte bine că noi ne cunoaștem oamenii care vor să ducă mai departe tradițiile noastre. Facem și tradițional. Mai și reinterpretăm ca toată lumea, pentru că trebuie să îi împăcăm cumva, să zic așa, pe toți între ghilimele, dar nu o să poți face așa ceva. Și na, încercăm să modernizăm un pic. Pa, de-aia ai răspuns la întrebarea mea. Am trecut testul. Ai trecut testul, eu oricum știam răspunsul, dar pentru prietenii mei de pe YouTube, pentru că sunt foarte mulți care știi foarte bine, noi am discutat atâtea ori, eu am o comunitate de oameni. Chiar dacă suntem puțini, frumoasă comunitatea. Chiar dacă suntem puțini, suntem foarte uniți. Unii dintre ei urmăresc vlogurile cap-coadă. De aceea eu las cei mai buni pentru final, pentru că eu oarecum, cum să spun eu, cei care urmăresc până la final merită cei mai buni, nu? Corect, asta așa e. Și încerc să răsplătesc fidelitatea lor, știi, față de mine. Da, așa încerc și eu să-i răsplătesc. Dacă vrei să le transmiți tu ceva sau să le spui ceva pe această cale, acum ai ocazia. Eu vă mulțumesc mult pentru că am avut ocazia să ne cunoaștem. Eu, să zic așa, cunosc comunitatea, fac parte din ea, dar Adi oricum povestește foarte frumos. Mai deci ales am legat niște relații de prietenie. În ultima perioadă sunt niște oameni pe canal, nu știu, jos pălăria. Dacă o să am un feedback bun la această colaborare cu Adi, ne mai prezinți o rețetă. Mai prezentăm o rețetă. Nu știu ce ai vrut tu să zici, dar spune-o, ne mai prezinți o rețetă. Mai facem o rețetă, mai facem
facem ceva mai, mai diferit. Următoarea rețetă o facem din fermă. Din fermă sau chiar nu poate, se știe. Poate sacrificăm un mieluț sau... Că tot se apropie Paștele și o să fie în, în ton cu vremurile. Hai să închidem, hai să mâncăm. Eu vă aștept pe canalul meu dacă vă place ce vedeți la Adi. Să vedem împreună, să ne uităm și la alte rețete, și tradiționale, și reinterpretate, și din afară, și prăjituri, și de toate. Vă salut, vă urez o primăvară frumoasă, că după cum se vede afară a fost destul de cald și astăzi. Da, dar ai văzut cum s-a schimbat imediat. Ba soare, ba răcoare, ba cald, dar cum e bine, e bine. Eu zic să scurtesc că deja nu. Haide mai... să mâncăm că deja am apă în gură, nu mai pot să stau. Deja e... Și... Prieteni, cei care ați rămas din nou până la finalul vlogului, eu vă mulțumesc pentru susținerea acordată. Sper că... De asta am și vrut să fac puțin diferit, un vlog mai diferit, pentru că am tot prezentat în ultima perioadă, numai way, way, way. Și eu iubesc oile foarte mult, dar mai fac și altceva pe lângă treaba din fermă și ce se întâmplă acolo. Exact cum a zis și Gabi, dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut, putem sau există șansa să puteți să mai vedeți. Asta o să vedem în secțiunea de comentarii. Așadar, vă așteptăm acolo. Cei care doresc și vor să ajute cu abonare, nu vă costă absolut nimic. Puteți să vă abonați și la canalul lui. Și până data viitoare, când o să ne reauzim și revedem la un nou vlog, vă salut, Doamne ajută, tot respectul meu și toate cele bune. Și la revedere. Să avem poftă. Multă sănătate. Ia uitați.